astăzi am plătit pentru ea. Al doilea aspect, probabil, care ne-a costat și antreprenorii din România ne-au taxat pentru asta, a fost momentul când s-au dat acele ordonanțe de urgență care au afectat mediul privat și dumneavoastră le știți pentru că le-am discutat de multe ori. Ce șanse mai are PNL pentru aceste alegeri parlamentare? Cât vă veți propune și cum veți convinge electoratul pe care l-ați pierdut? Are șanse Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal încă în astăzi are oameni credibili de dreapta, oameni care pot să prezinte credibilitate și din punctul ăsta de vedere nu avem vreo problemă. Deci sunt convins că Partidul Național Liberal trebuie să obțină un scor bun, dincolo de scorul care a fost obținut. La Bihor, de unde ar trebui să vină salvatorul partidului, Kelemen Hunor a ocupat primul loc. Nicolae Ciucă pe locul 4. Stimată doamnă, noi acum votul a fost așa cum l-am văzut fiecare pe persoană și probabil lipirea de PSD ne-a costat și cei care au stat lipiți de PSD și ne-au dus în această situație, ăsta e rezultatul până la urmă. Luați în calcul în acest moment pentru preluarea interimatului, înțelegem că s-ar putea întâmpla acest lucru după ședința de astăzi. Va fi o consultare, eu încă o dată spun, eu nu spun cine trebuie să plece, dar cred că trebuie urgent să ne revenim, pentru că Partidul Național Liberal trebuie să fie principalul partid de dreapta și principalul partid în care antreprenorii, oamenii de bine și oamenii de bună credință din România trebuie să-și găsească sprijin. Așteptați un mesaj de la președintele Klaus Iohannis, care ieri nu a vorbit, azi nu a vorbit. Nu știu, să-l sune conducerea să-l întrebe. Eu nu aștept niciun... Eu voi vorbi cu colegii mei și ne vom consulta, pentru că pe toți ne interesează alegerile parlamentare care au loc duminică. Este o securitate Călin Georgescu în momentul de față? Eu nu am aceste informații, alte instituții ar trebui să răspundă la chestiunea asta, nu sunt eu în măsură. E clar că sunt anumite dubii și semne de întrebare, dar instituțiile trebuie să răspundă pentru asta. Legat de celelalte aspecte, de ce suntem în această situație, da, trebuie să recunoaștem. Primul mandat al domnului președinte Klaus Iohannis a fost pentru noi un lucru care ne-a ajutat. Al doilea ne-a îngropat. Nicolae Ciucă este la sub 9% în momentul de față în rezultate. Spuneați dumneavoastră că ar putea fi un... Declarația, așadar, doamnelor și domnilor, și la sediul Partidului Național Liberal. Vă amintim că Nicolae Ciucă a reușit să obțină doar 8,79% din voturile românilor ieri în primul tur al alegerilor prezidențiale.